Binecuvântat este Dumnezeul nostru, de acum și până și în vecii vecii. Amin. Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, Împărate cel Dumnezeitor, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești toate neplinești vistieri, bunătăți și tătătorul de viață, vinuște să rășuiește în ziua și ne împărățește mai de toată tine și mântuiește bună sfătările noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește de noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miliește de noi. Prea Sfântă Trăimea, miliește de noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Sfinte Cetatea, Sfinte, că neputința noastră pentru numele Tău. Doamne, miliește, 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 Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să vedem la Lui Hristos Împăratul Dumnezeu nostru. Dumnezeu, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajute mie, să-mi ajuți mie, grăbește, să rușinezi să frunte cei ce caută Sfântul meu, să-mi întoarcă înapoi și să-i rușinezi ce-mi boiesc mie rele. Să-mi întoarcă îndată rușinezi ce-mi ce îngrezi mie bine, bine. Să se bucure și să vedească de, să vezească de din toți cei ce caută pe tine, Dumnezeu, și să zică purea cei ce-i vezi mântuirea ta. Să vii să fie Domnul, iar cel sărac, iar eu sărac sunt și să mă Dumnezeu, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu, Tu ești Dumnezeu, Domnul meu. Nu zăbovim. Domnule, să ne rugăm, Domnulește. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La locul de pășină, acolo m-a sfârșit la apă odihnii mahrăin. Sufletul meu l-a întors păvățuindu-mă pe cărările dreptății pentru numele mei. Că de văd și cum la mijlocul morții nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Tu ai putut și varga ta, varga ta aceasta mă mângâia. De atât ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Mă necăjesc. Un secund de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va urma în toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa lui Domnului într-o lungime de zile. Domnule, să nu urmă, Doamne, miliește. Dumnezeu, Dumnezeilor și Domnul, Domnul, făcător celor celor de foc și lucrător puterea celor fără de trup. Meșterul celor cel și acelor cumpteși pe care nimeni într-o lungă în față în vadă, de care se teme și se cutremă toată făptura ceea ce arunca în cer pe care vei îngerul care îi vie și împărtat în moază, în măsare părere și în așa bine ascultare. Și pe unge cei împreună cu drum se potrivește care s-au avut diavolul, i-a aruncat noi în celor întrabianului. Fără ca blestemul acesta, ce se face în noi tău, să fie și el un fricoșitor, să spie îngrozirea acestui povestiu, adică ești tuturor tatălui, care au fost împreună cu el din lumina cea de sus, și pune-l pe fugă, și poruncește lui și diavolului să se depărteze cu Dumnezeu, să nu facă nicio vată mai acestor suflete pe trebuite. Și acest pe lui se ia tăria puteai să cace peste cei și peste corpul și pe toată puterea și mașului. Că se laudă și se cinstește și de toată sfârșirea cu fiică se lăvește prea Sfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în vecii vecilor. Amin. Domnul și Dumnezeu, Doamne, miliește. Te amând pe Tine, începătorul răutății și al Fiului, bănea împotrivire și ușitorul vicăniei. Te amând pe Tine, cel care vine în cea de sus și surpa pentru mândrie în tunecul adâncului. Te amând pe Tine și pe toată puterea cea care să cea mai voința Ta. Te amând pe Tine, Duhul necurat, cu Dumnezeu Sfânt și cu toată voastră Angelul Dumnezeu. Adonai, Elohim, Dumnezeu cel Adon puternic. Ești Tu depărtează de la locul lui Dumnezeu aceștia. Te arunc pe Tine, cu Dumnezeu, care prin cuvânt toate le-a zidit, și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Cel Născut, ce mai înainte de veci în chip, de negre și fără patimă s-a născut din trânsul. Cu Cel ce-a făcut făptura văzută și nevăzută și s-a zidit pe om, după chipul și asemănarea, și mai înainte, prin legea Fiului, l-a învățat pe acestea. Și priveghele îngerească la păzit, cu cel ce a înnecat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut păriașcenii cu cer și turnul fără gelor l-a sfârmat și cu pământul Sodomii și a Gomorii, foc și cu buceasă l-a ars pe mântuire, fumul de funde stins, cu cel ce mare cu durerea despărțit și pe poporul a trecut cele neodate, iar pe tiranul faraon și oastea cea împotrivitoare Dumnezeu, tabăra cu lângă zisul de vece a îndicat-o. Te arunc pe Tine, cu cel ce la împlinirea vremii, din Fecioară, în chip de negri s-a întrupat și pe cețile curăției interi le-a păzit, care a binevoit să speră prin boteză tânăcea noastră cea veche, cu care noi, prin ascultare, spre casă, de care înge și toate puterea cei s-au mirat, văzând pe Dumnezeu ce întrupat mai înghise. Când Tatăl cel fără de început a descoperit nașa cea fără de început a Fiului și cu pogoarea Sfântului Duh a mărțit în lumea treimii, te arunc pe Tine cu cel ce a certat vântul și a înștit biforul mării, care a zgonit cetele diavol, cel ce prin Tine a dat vederea ochilor lipsiți de lumina celor din naștere, care a înnoit zidirea cea veche a neamului nostru
și celor mulți le-a dat graine, cel ce a curățit rănile de proști și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până în groapare cu oamenii a vorbit și cu iadul, și iadul prin înviere l-a prădat, toată omenirea întocmit-o să mai fie cucerită de moarte. Te anunc pe tine, cu Dumnezeu Atotțiitorul, care a însuflețit pe oameni și cu graile de Dumnezeu, însuflat împreună cu apostolii, a lucrat și toată lumea a umplut-o cu dreapta credință. Teme-te, mântuiește, fugi, pleacă, depărtează-te, diavolul necurat și spurcat. Teme-te, mântuiește, fugi, pleacă, depărtează-te, diavolul necurat și spurcat. Teme-te, mântuiește, fugi, pleacă, depărtează-te, diavolul necurat și spurcat. Cel de sub pământ, din adânc, înșelătorul, cel fără de chip. Cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru fățărie, oriunde ești sau unde mergi, deci cel sub Belzebul, Satanas, ca cel ce scutură, ca șarpe sau ca fiara sau ca aur. Sau ca fum, ori ca bărbatul, ca femeie, ca jigariu, ca pasăre sau vorbitor noaptea. Sau sud, sau surd, sau mut, sau orb, sau care înfricoșesc cu nevoia, sau sfârșit, sau în întregerile său greu, sau în boală, sau în neputință, sau pornesc pe râs, sau aduci lacrimi de zminor. Ești desfrânat, ori rămiositor, ori poftitor, făcutură de sfârnare, ori desfătare, ori fermecător, ori descântător, ori îndemnător spre dragoste necurată, ori ghicitor în stele. Cărți, cafea sau bobi, oșezi în casă și fără de rușină, un iubitor de vrajbă, vă stâmbă sau schimbător de trup, muncitor de minte sau de schimb cumna sau te întorci un mai care timp, sau vii dimineață sau la miază sau la miez nopții, joia sau în oricare vreme, sau revărsat o zori sau întâmplare te-ai întâlnit sau de cineva știu mic sau ai nevoie fără de veste sau ești din mare sau din rău sau din pământ sau din vădere, sau din rămături sau din groapă sau din bată sau din trestii sau din oraie sau de băs casă în necurăție. Sau din muncă, sau din pădure, sau din copaci, sau din pasăre. Sau din tunet, sau din ocupărântul băiei, sau din scăldătoare de apă, sau din mormânt idolesc. Sau de unde știm, sau de unde știm, cunoscut ori necunoscut. Sau din vreun loc de bănuit. Fie și te depărtează, fie și te depărtează, fie și te depărtează. Fie și te depărtează de chipul cel și zidici în frământ, se țade mâna lui Dumnezeu. Cel întrupat și să nu te mai ascunzi în locul lui Dumnezeu acesta. Că tu iar de fie și cu tot de foc și iarăși că sinerințele te așteaptă că răspătire pentru neascultare. Teme te mântuiește, te furi, teme te mântuiește, te furi, teme te mântuiește, te furi, să nu te întorci, nu te ascunzi cu roata de tine după necurate, ci du-te în pământ, fără de apă, pustie nelucrat, unde omul locuiește. Și e cercetat numai de Dumnezeu, ce cele au toți care bată și înălțesc asupra chipului său. Ce încerci, în lanțul te-a lucrat întâlnit cu cel în care iau, și pentru noaptea și ziua cea lungă, când iau, ispitor și-au dor tuturor rotăților. Te mare este Fiul Dumnezeu și mare este slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în veci și veci, amin. Domnul să ne rugăm, Doamne, miște. Dumnezeu Cerul, Dumnezeu Lumină, Dumnezeu Înger de Sfântăria ta, Dumnezeu Arhanghel Cerul de Sfântăria ta, Dumnezeu Măritor, Domnul Dumnezeu Sfinție, Toată Domnul Iisus Hristos, ce ce dezlega sfântările ce legate cu moartea și prin noastră cu Fiul Tău, ai luminat ce pe omul cel puțin să pătruze pe noi, ce ce ai stăbit durerea noastră și toată greutatea ai ușoară și toată energia lui Bășul Dumnezeu îndepărtată. Și Tu, Fiul, ești Cuvântul Dumnezeu, care cu moartea Ta ne-ai făcut cu pălâine măritor și ne-ai mărit cu slavă Ta, cel ce cu învierea Ta ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de roagă la Dumnezeu. Și ai purtat pe crucea de tot sarcina păcatelor noastre, cel ce ai luat asupra sfârmurile noastre și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la cer și trecând strigăciunea în strigăciunea pe făcut-o. Am auzit-mă cu mine care cu dragoste și cu frică, strică de tine cel de-a cărui frică, stopezi munții împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui puterea Duhului necontătoare a stihelor se cutremură. Păzind hotarelor, de-a cărui poruncă focul ăsta tine nu va trece hotarea ce s-au pus, ci suspind așteaptă porunca ta, de-a cărui frică toată făptura se gândește oftenit, cu suspini negrete și având poruncă să aștepte vremea sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit și asta vârșmașul s-a domnit, diavolul a căzut și apel sa care vă rog s-a strivit, prin care neamul ce tău mătruzi este s-a luminat și s-a îndoit în tine, Doamne, prin care viața s-a arătat, Dumnezeu s-a întemeiat. Credința s-a întărit, Evanghelia s-a provoit. Prin care omul cel pământesc s-a învoit, crezând în mine, că cine este ca tine Dumnezeu atot puternic. Pentru aceasta te rugăm pe tine Dumnezeu al Părintei și Doamne în mine, ceea ce ești mai înainte de veci și mai presus de fire. Primește pe acestea care la tine pe Dumnezeu tău ce Sfânt și al Victor Fiului Iisus Hristos. Și a Sfântului și prea puternic de viață vătorii tău Duh. Izmănește în sufletului toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat, scuturător, schimonositor, de sub pământ, din foc, nesuferit, poftitor, iubitor de aur, de argint, turbat, desfânat, tot diavol necurat, unecat, fără chip și fără rușine. Așa Dumnezeu depărtează de robii tăi aceștia, toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura, slujirea idolească cu toate stele, vraja, bumor, vraja, cu pasăre, patima de sfânare, iubirea trupească, iubirea de argint, beția de sfânare, rușinarea, mânie, iubirea de ceartă, neastâmparea și tot cuget cu vicleam. Așa Doamne Dumnezeu nostru, Sfânt, Sfântul Duhul tot cel pașnic,
Însul Dumnezeu și Duhul tău cel pașnic. Însul Dumnezeu și Duhul tău cel pașnic. Ca fiind păzirea și sfaturarea de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de nădejde, de blândețe, de îndelungă răbdare, de îngăduință, de smerenie, de pricepere, căci este robul tău în numele tău, în numele Iisus Hristos, crezând în trăimea cea de ființă și mătușit împreună cu îngerii și arhanghelii, Domnia cea mărită și cu toată voastră cerească. Păzește împreună nostru și mie noastră și robinare și pe robii tăi de aici. Și familiile noastre și copiii noștri. Că puternic ești, Doamne, și ție slavă înălțăm Doamne și unăuți cu Fiul Tău și pe Sfântul și Domnul și de viață, Făgătorul Tău Duh, acum și pe și în veci, veci. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamnește. Dumnezeu ce vește care izbăvind neamul meu să răbia diavolului, izbăvește și pe robii tăi aceștia. De toată lucrarea Duhului necurate, poruncește necuratul Duhului și chiar diavolul să se depărțeze la sufletul robilor tăi aceștia. Și nu să, și să nu rămână, nici să ascundă întâlnit, și să fugă pentru Dumnezeu tot ce sfânt, și anume născut Fiul tău. Și al făcătorului de viață Duhul tău, de la zidirea mâinilor tale, ca fiind părțit toată sfântia diavolului, să-i vițească cu vios, drept și cu cenic. În vrednicină să decuratele taine, anume născut Fiul tău și Dumnezeu nostru, care împlinești mine încântat și preasfântă Sfântul și Bunul și de viață Fătăitorul, acum și curea și în vecii vecii. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamne, miliește. Cel ce a cedat Duhurile necurate și cu puterea cum te-ai rugat legion, arată-te și acum și prin născut Fiul tău, la făptura pe care ai zis tot pe chipul tău și o scoate pe dânsa, pentru că e subită cel potrivit, ca fiind nimite și curățită să numere în turma ta cel Sfânt, pe să fie peste ca o casă în sfârșită a Sfântului Duh și în Dumnezeu și Dumnezeu și prea patru Sfințenii. Cu harul și cu îndurere și cu iubirea de oameni, la unii cu Fiul tău, care vreau noi ești binecuvântat și cu prea Sfântul și Bunul de viață cu Tăi Duh, acum și pornea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Domnul este în rău, Doamne, miliește. Te chemăm pe tine, Stăpâne Dumnezeu, atoțiitor și pe înaltă nispite, împărate al păștii, te chemăm pe tine care ai făcut cerul și pământul, căci de la tine au fi și ta face în începutul și sfârșitul. Cel ce ai dat și ai supus oameni spre ascultare de dobitoace cele necuvântătoare. Tinde, Doamne, mânata cea tare și brațul tău cel prea înalt și sfânt, și cu cercetează făptura aceasta și trimite înger de pace, înger tare, păzitor sufletului și trupului, pe care să certe și să izgonească pe noi pe tot vicneanul și necuratul diavol. Pentru că Tu singur, Doamne, ești pe înalt, atoțiitor și binecuvântat în vecii vecii. Amin. Domnul este în rând, Doamne, miliește. Dumnezeiască, sfântă și mare și înfrăcușoare și nesfăită, numire și chemare face spre istoria Ta potrivnă, zice. Așișdere și certare face spre pierderea ta, diavole. Dumnezeu cel Sfânt, cel fără de început, cel înfricoșător, cel nevăzut ființă și nu ne-a semnat ca putere și ne cuprins ca Dumnezeu, bradul slavă și stătul atoțuitor, care cu cuvântul bine au domnit toate din ființă în ființă și care umblă pe aripile mântură. Acela de ceartă pe din diavol. De ceartă pe diavol Domnul, care cheamă pe apă mării și varsă pe fața întregului pământ. Domnul puterea numele. De ceară din diavol, Domnul cel cu frică și lui dat urmată ce te cerești de foc. Și cu putremul din noastră vida, mulțimea și de îngeri și de arhanghe. Certează pe tine, diavol, cel, Domnul cel cinstit de puterile ce stau împrejur, de prea fricoșați heruvim cei cu ochi mult și de serafim cei cu câte șase ari, care cu două aripi și acoperă fața lor din pricina Dumnezeirii lui cel nevăzut și nepătrunsă de minte, și cu două aripi și acoperă picioarelor ca să nu se arde slava ce negrăită și de măreția lui cea necuprinsă de mintea. Și cu două ori aripi zboară și umplu cerul de strigarea lor, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta. De ce arată pe el diavolul Domnul Dumnezeu cuvântul care s-a pogorit din cer, din Sfânt Tatăl și pentru pacea cea mai presus de fire și curată din Sfânta Fecioară, în chip de negre s-a arătat în lume ca să o mântuiască și cu puterea sa cea singură s-a mântuiat, dar avea în cer și cu totul lepădat a arătat. De ce arată pe el diavolul Domnul care a zis măritașul și prin poruncă îndată s-a liniștit. De ce arată pe tine diavolul Domnul care a făcut tine și lumina dorit orbului. De ce arată pe el diavolul Domnul care prin pe fica mai mare în sinagogii cu cuvântul înviată și pe fiul veie din gura morții la răpit și mamei lui întrești și toți la dărit. De ce a venit diavolul Domnul, cel ce pe lază din morții a patra zi neputet, ca și cum n-ar fi fost mort și nestigat la înviat și spre mirarea multora. De ce a venit diavolul Domnul, cel ce lovit fiind cu palma, stricat blestemul și prin împungerea prea curatei sale cu asta depărta sabia cel vău care păzea raiul. De ce arată pe diavolul Domnul, care prin scuiparea preacuratului său o branță, a șters toată lacrimea de la dată fața?
Ce a devenit diavolul Domnul, care am fi crucea spre întăirea și mântuirea lumii și spre căderea ta și a tuturor îngerilor și stăpânirea ta. De ce a devenit diavolul Domnul, ai cărui glas pe cruce, ca tapetează în biserici și s-a rupt, pietre s-au despicat, mormintele s-au deschis și morții cei din veac s-au sculat. De ce a devenit diavolul Domnul, care cu moartea pe moartea au omorât și cu învierea s-a dorit viață? Oameni, peste ce a devenit diavolul Domnul, care s-a povărit în neamț și mormintele le-a scuturat și pe toți cei legați care i-au întruns și ținuți întruns și i-a slăbit și la bine i-a chemat. Pe care portarii văzându-l s-a spăimântat și cu asta iadul i-a spăimântat și au pierit. Este ce devine diavolul? Hristos, Domnul, care a înviat din morți, Hristos Dumnezeu nostru și tu ai adorit învierea sa. Este ce devine diavolul? Domnul care cu slavă s-a înălțat la cer, la părinții său și a ajuns la dreapta pe scaunul slavă. Este ce devine diavolul? Domnul care iarăși va să vină cu slavă pe tot cerul cu Sfinții Săi Îngeri, să judece vii și morți. Este ce devine diavolul? Domnul care ți-a gătit ție spre chinul veșnic, focul cel deschis și viorul cel mai adormit. Și întunericul cel adânc, să de ce devine diavolul care, Domnul care de care toate se tem și se cutreau din fața puterii, că de denura și gruzava este mânia lui asupra ta. Este ce devine diavolul însuși Domnul Dumnezeu cel înfricoșător. Înfricoșează-te cu tremură, te teme, te depărtează, mântuiește piei, fugi. Înfricoșează-te cu tremură, te teme, te depărtează, te mântuiește piei, fugi. Înfricoșează-te cu tremură, te teme, te depărtează, mântuiește piei, fugi. Tu care ai căzut în cer și pe unul din toate lucrurile cele viclente, unde curăție după vicleșuguri, după cel de noapte, cel de zi, cel de amiază, cel de seară, după cel de amiază, multe. După norocire, după cer zei, să nu tăbinați sau de pesca, să nu iau păsat din păduri, să nu teste, să nu prăpăstii, să nu răspândii, sau din trei căi, din mări și din râul care cu trei migrații prin curs și prin văi, și vate și schimbinte amănesc, de rea lucrează la făptura zătorului nostru, Hristos Dumnezeu nostru, și vă depărtați de la locul lui Dumnezeu acesta, din minte, din suflet, din inimă, din arunc, din simțire și din toată mântura lui, ca să fie sănătoși cu totul întreg și slovă cunoscând peste pământ și totul lui tău, zitorul tuturor Dumnezeu, care adună pe cei rătăcicile de lor, pe cei de-a mântuirii prin nașterea și înnoirea Dumnezeu botez, ca acesta se vrednicească de pe croatele cerșei și înfricoșoarea lui taină și să se rămânească cu turma lui cea adevărat, să-și unde să luăm cu vărdeață și unde să lapă odihnei. Și fiind păstorit, neîncetat cu toată lucruri și spiritare, păcatul și viața de veci. Pe acelea se cunoscută slava acestea, închinăciunea și mare cuvință împreună cu cel fără început a să poarte și cu prea sfântul și bunul și de viață Părătorii Duh, acum și până și în vecii vecii. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamne, miliește. Doamne, să Hristoase Dumnezeu nostru și mai înainte vece, fără de început și de ființă, vă vece, vă vece, Dumnezeu cel vici cu Duhul cel fără de început și ne despărțim. Care te-ai porunit în cer și neschimbat ai făcut om, ca pe unde și aceea de aburi. Și te chinuiești să ligăiești, să strici toate facele lui de la cea de aburi. Iar Sfinților Tăi, cine și-a pot să-i da putere, călca pe zeșezi, pe scorpi și toată puterea și mafrui. Ție noi nevrem și slujitorii Tăi cu umilință ne rugăm, caută cum este spre casa aceasta și pe robii Tăi aceștia. De supărarea celorilor de oameni celor vicheni, la rătăvituri de scântătorii, la fermecători și vânătoare și la diavolul celor vicheni, izbăvește pe acest mântuit și învifoață. Pentru că ție toate sunt cu putință, care respii cu iubirea de oameni, și nimica le face și le întoarce, pentru că fără ispită să petreacă credincioșii robii Tăi aceștia. Și de aceea supărăm să petreacă în pace și animalele. Și toate cele ce sunt în bucurisul caselor. Că Tu ești Dumnezeu nostru care ne miliește în Dumnezeu și ție slavă să împreună și pe întâi Tău cei fără început. Și pe Sfântul și Bun ești de viață Făcătorii Tău Duh, acum și pune și în vecii vecior. Amin. Domnul să ne rugăm, Doamne miliește. Vă alung pe voi atât viclenilor, începătorilor, rătății și peste noțiul și cu cel de amă. De oriunde sunteți și eu că sunteți pe voi care au otrăvit și fermecați locurile și casele robilor lui Dumnezeu aceștia. Pe voi lucrătorii rotăți în Domnul cu cel ce s-a dat pe sine vouă, viclea omul ca să fiți aduși casele acestea și să o supărați cu rele născoșești și cu bântuirile voastre să o supărați. Și să ne căziți pe cei care locuiesc în ea și împrejurile ei. Și cu toată puterea numărului, a unui întoțitorul lui Dumnezeu, Sfânta Treime slăvit, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și cu puterea cinstită și de viață făcătoare a Domnului și Mântuirii nostru Iisus Hristos, cu a cărui putere toate cele întunecatele voastre și stăpânirea și chipurile cele împotriva toate zidirea lui Dumnezeu și chinuia și stricăciunea voastră, ca pe nimic a răstins, cu tărie poruncesc vouă, plicăriul drag, diavol,
Degrabă să fugiți de la casa aceștia și la cei ce locuiesc în ea și împrejurul ei, cu toate descânțurile și otrăvurile și farmecele voastre, iar de acum niciodată să nu mai întoarceți la casa osuvași și nici de nu să nu mai zăbăviți poveste mațiilor și bădaților, ci să vă depărtați de aici cu toate facerile voastre de rău. Și să dați loc puterii lui Dumnezeu și nemăsuratului ministrului și harului, care îți drobește toate facerile voastre de rău. Să vă certe cu voi puterea lui Dumnezeu, care a certat pe vrăjitorii lui Faraon și nălucirea farmăcioarele le-a făcut fără putere. Să vă certe acela cu puterea care porucind Marele Pavel Apostol a făcut necruducească puterea de creșugului vostru. A orbit pe elima vrăjitorului ce prinde toată cerciunea și răutatea. Vă rămâși odată de patrăși diavolul cu care voi mult stricați și căile Domnului le răzvrătiți. Să vă certe pe voi acela cu a cărui nume a poruncit Marele Pavel Apostolul Duhului Pitorcei și l-au izbăt din fica aceea care cu descântecele și câștig mare dat Domnilor ei. Și precum Iustina, cu semnul crucii lui Hristos, Dumnezeul nostru, cu puterea Lui, fiind îmbrăcată pe oamenii vrăjitori și pe voi diavolii va birui, mica voi spune, încă și pe vrăjitor și slujitorul vostru Ciprian, la slujirea adevăratului Dumnezeu, l-a adus și voi de frică și cu tremur fiind cuprinși, a sfârșit, așa cum să cadă peste voi și să vă apuce spaima, cu tremur și fiind Dumnezeu întoțitorul, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, Cel ce vă doboară pe voi în focul cel nesfânt și vrea și fără de sfânt, și în el să vă împliniți. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Creator și Chivărit nisitor la toate, Sfânt și Sfânt este Împăratul Împăraților și Domnilor, slavă ție, Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată pentru rugăciunea mea, a smerit și nevrednic cu rob al Tău, depărtează de mine, stinge viclenierul de la robii Tăi, revarsă ploaia la vreme bună, peste tot pământul și fără să dea roade, roadele lui, copacii și vire să-și dea pe deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui, acestea și toată lumea mai întâi fiind dezleagă, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile de aviul diavolești. Și dezleagă pe robii Tăi aceștia, împreună cu toți și cu toate ale casei lor, de toate legăturile satanei, ale mancii, ale farmecilor și ale puterilor potrivnice, împiedică Tu, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri, toată lucrarea satanei, cel ce dai dezlegare de mancie, de farmece, de agin viu și de toate lucrările satanicești și de legătură lui, și distruge toată lucrarea vitrină prin omenirea prea Sfântului Tău nume. Și-o, Doamne, Stăpâne, auzi-mă pe nevrednicul slujitor al Tău și dezleagă pe robii Tăi aceștia de toate legăturile satanice, dezlegate în cer sau pe pământ sau sub pământ, sau cu piele de animale necăutătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu scriere, sau cu lemn, sau cu sânge de om, sau cu de pasări, sau de pește, sau prin necurăție, sau prin cicul de femeie, sau în alt chip, sau abătut asupra lor. Sau dacă din altă parte a venit, din mare, din fântân, din mormint, sau din oricare loc, sau dacă a venit prin unghii, sau păr de om, sau de animal, sau chiar de pasă, sau prin șervii, sau om, sau prin pământul morții, sau apă cu care se spală morții, sau banul ce se pune pe ochii morții, sau mâna morților, sau legătură cu care se leagă picioarele și mâinile morților, sau de să faină ce făcute pe căiță, sau dacă a venit prin stăpângere de acel ușor de ceară, sau de sunfană ce învăță pe apă curgătoare, sau răscuce de drumuri, sau pe drum, sau sunt legătură arsă în foc, sau de sunfană ce învăță pe argin viu, sau pe haine, sau pe bani, sau pe mâncare, pe țărână oată din urmă, pe cheagul de lapte, pe sporocase, dezleagă-le pentru totdeauna în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare, Doamne Dumnezeu nostru, care cunoști și știi toate, dezleagă și sfărâmă-o. Zdrobește și zdruge acum lucrurile mangiei, iar pe robii Tăi aceștia, păzește cu toții casele lor și pe cu cei de aici, din toate, de toate mântirile diavolești. Zdrobește cu însemnare, cinstite și de viață făcătoare în cruci, toate puterile potrivnicilor, pustiește și distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrurile mangiei, vrăjitorii, fermăcătorii, a robii Tăi aceștia. Așa, Doamne, auzi-mă pe mine, păcătosul și slujitorul și robul Tău, cu toți ai casele și dezleagă de demon de amiază, de toată boală, de tot blestem, de toată mânia, idolatria, ghicia, sau de sunt farmice, sau de sunt blesteme în fundul de preot, sau de episcop, sau de sunt ghici, dar sau de idolatrie, ghicie, fermecătorie, descântece, agimviu, clevetire, invidie, nemilostivire, lene, lăcomie, neputință, prostie, neînțelepciune, mândrie, cu
curține îndreptată, trufie, iubirea de aur, de argint, trufie, și de toate rătăcire și greșele știute și neștiute, curvia prea curvia, cuția fumatul de ție. Pentru că sunt în numele Tău și binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Biruindu-se tabra diavolului de cel ce locuia într-o tine se gândește să depărtează patrii celor bolnavi, cipriane, iar noi, credincioși și împrunurile dumnezească lumină grei, binecuvântați lucrurile Domnului pe Domnul. Înviază Dumnezeului, sfindu-se vărmașului și fugind la fața lui cel celor răs pe dânsul, precum se împrăștie fumul și nu mai este precum să topește ceară la fața focului, așa să piară diavolul și cei fermecători și descântători, argintul viu, de la fața lui Dumnezeu, iar robul lui Dumnezeu acesta să bucure Domnul și să veselească. Să fugă și să depărteze de acasă aceasta tot vicleanul diavolului și otrăvirea și foamea și argintul viu și descântece Hristopii acestei ape sfinții, deci nu să mai întoarcă, ci să stingă în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorul și Miere, care este din păcatul lumii și a iertat datoria celor doi datornici și femeie ce ai păcat să i-ai dăruit iertarea păcatului, cel ce ai dăruit vindecare și stăpânui împreună cu iertarea păcatului. Însă, Stăpâne, ușurează, lasă iartă păcatele, îngăduiește greșelile cele de voi și cele fără de voi. Cele cu știință și neștiință, cele cu călcare de poruncă, cele cu neascultare, ce s-au făcut de robitei aceștia. Și cât de ca niște oameni purtători de trup și viețuitori în lume, de-au înnecat, de-au greșit, cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei, sau sub blestem și afurisem, dar chiar de la preot au căzut. Să nu știți pe cine s-au vestem așa, cu jurământ că numele lui Dumnezeu s-a jurat și l-a blocat. Sau cu mânie sau fără socoteală pe jurământ creștini au folosit. O le-au blestemat sau nebunește au vorbit, sau au strândit, sau au găvit, sau vorbesc cu cate au găsit, sau au fizmit, sau au ținumit rău. Sau au mințit. Ori cu mânie s-au pornit, s-au mândrit, ori au lichelit, ori cam întablat. Ori s-au trândărit, ori îndreșesc, s-au măit, ori în iubire de argint au căzut. Ori s-au îmbătat și au vărsat, sau la fermecătoare vrăjitoare și la descântătoare, la alții asemenea acestor adăugat. Sau peste măsură au mâncat, sau ceva necurat au mâncat, sau cunestat sau fost și a doua au mâncat, sau desfânare, sau predesfânare, sau sodomie, sau în alt chip, oarecare au făcut păcatul desfânării. Ori de s-au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit, sau au virat, sau au făcut rău, sau au furat, sau fără mine, și cum scumpete am vrea pe cineva, sau pe sarajul au venit și ne-au făcut bine după puterea lor, sau în gând au hulit, sau de lucruri necuvincioase s-au dus aminte și au părât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor au scârbit, sau au râs, sau au omorât, sau au... ori la rugăciune și la cântare, strâmbite, ori s-au rătulat, viclenind și deșteptăciunul lumești, ori ca niște rog pântă ce i s-au făcut, sau la... sau nu... sau cum se cade, n-au vorbit, ori care au scurs sau au mâncat, sau ce n-au necurat, au mâncat, ori o semenție au grăit, sau nebunește a râs, sau frumusețe străină, ca au văzut și cu dânsa și au rănit inima, ori au vorbit de șarte sau mântrin în ce au greșit, ori de păcate fraților lor au râs și au sândit, iar lor păcate și legii nu le-au socotit. Sau de rugăciune s-au îngrijit, sau porunce după ce le-au păzit, sau au nevit, sau nebăgător de seamă au fost la ceea ce aveau de făcut. O răbdare n-au avut, sau cu socondiți-se înțelepți de șertăciuni, au grăit, sau au prevedit, sau ce au făcut. Pentru toate acestea. Și altele de asemenea acestora, știute și neștiute, cred că niște oameni au greșit, robite aceștia, frații noștri, iubitori de oameni, Doamne, miluiește și le iartă lor toate. Așa stă bine, Doamne, Dumnezeule nostru, ascunde-ne și pe noi care ne rugăm mărăzățitare pentru robitei aceștia. Frații noștri și surorile noastre, ca unul care nu ții minte rău, toate greșelile și fericile pe care ca niște oameni le-au făcut sau le-au gândit, că e singurul nevrednici și păcătoși și mărturisesc în noi tale, că acestea și mai mari decât acestea au făcut. Și pentru mila ta, ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și izbăvește pe dânsii de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitori veșnicilor tale bunătăți, împreună pe toți, care din veac au bineplăcuție și învrednicește pe dânci. Fă rog să-mi a se împărtăși cu un fricoșoare și nemuritoare tale taină. Pentru că Tu ai zis, Stăpâne, că te vezi legat pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și că te vezi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Că Tu singur ești fără de păcat și ai puterea de a ierta păcatele
Se ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu cel care începe la Părinte și cu prea Sfântul și cu Unul și de viața Făcătorului Tău Duh, acum și până și în vecii vecilor. Amin. Cuvine se poate voastră, Fecie Născătoare Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeu nostru, ceea ce ești mai cinstită decât ai răbunit și mai mărită fără Sfântul de Serafim, că din cea care vreau Născătoare Dumnezeu, pe Maria. Ușa nu este vii deschidă nouă, prin Dumnezeu, Născătoare Dumnezeu, ca să nu fie în noi cei ce nu își prin întâlnire, ce să nu mântuim pe tine de vreodată și pe jumătate de creștinesc. Bucură-te, Maria, ceea ce ești prin Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine, binecuvântată ești. Binecuvântată este, ești tu între femei și binecuvântată este rodul Pântuitorul tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletele noastre. Nu vede bucurie inima mea fecioară, ceea ce ai primit prin ea bucurie, păcatului pierzând. Doamne, Dumnezeul Israel, cel plenar și prea puternic, cel ce dă viață tuturor, cel ce chemă la întuneric, la lumină, la rătăcii, la adevăr și de la moarte, la viață, stăpâne de viață și binecuvântează pe robitei aceștia. Înnoiește-l cu Duhul tău, potmește încă o dată bunie, cu mâna ta cea ascunsă și dă-le încă o dată viață cu viața ta, ca să nu înceapă în vieții tale și să ai potrivit în mintele tale și să intre într-o lumea ta pe care ai pregătit-o cu numai ce urmărești. Și tu vei zice în ziua aceea, dată voi, Doamne, că deși pornit împotriva mea mânia ta s-a întors de la mine și nu și mai miluit. Iată Dumnezeu cel tare al mântuirii mele, nădăjduit voi întru El și nu mă voi înfrioșa, că izvorul mântuirii puterii mele și cântarea mea de laudă este Domnul Dumnezeu meu și zbăvirea mea. Îți scoate apa din, cu veselie din izvoarele mântuirii și vă zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, lăsiți printre neamuri laudele Lui. Lucrările Lui, dați de știre că înalt este numele Lui. Cântați-o strună pe Domnul, că El a făcut fapte strălucie, să știe aceasta tot.